Agenții economici, persoane fizice și publice, notari, dar și alți intermediari din Republica Moldova și România ar face parte dintr-o schemă de corupere și trafic de influență, prin care mai mulți moldoveni ar fi fi fost ajutat să obțină diverse servicii pentru redobândirea cetățeniei române contra cost. Printre acestea se numără urgentarea eliberării actelor de identitate și de stare civilă, a certificatelor de naștere, perfectarea unor procuri pe numele unor terți, etc. Sumele pretinse pentru documente variau între 50 și 5.000 de euro, este menționat într-un comunicat al CNA. Potrivit datelor anchetei bănuiții ar fi folosit diferite platforme pentru a-și realiza acțiunile lor pretințe legale. Este vorba de platforme specializate în facilitarea procedurilor de perfectare a documentelor și de programări la diferite instituții publice, programare.md, interdoc.info sau documente.md. Utilizând aceste pagini electronice, membrii schemei puteau să întreprindă, în complicitate cu persoane afiliate acestor platforme, acțiuni de manipulare a informației, cum ar fi program amarea în afara rândului, depunerea jurământului în lipsa persoanei pe timp de pandemie, obținerea unor certificate în termeni răstrânși etc. Toate aceste acțiuni au generat venituri ilicite pentru membrii schemei, dar fiind faptul că toate serviciile erau acordate contra unor sume suplimentare taxilor legale.